creșterea animalelor și în special a ovinelor deține un loc important în viața locuitorilor din sudul țării noastre. De aceea nu e de mirare că anume în această zonă geografică avem meșteșugari care prelucrează cu dibăcie pieile, confecționând cojoace, căciuli și bundițe. În reportajul ce urmează vă invităm să aflați povestea meșterilor Elena și Constantin Cojan din satul Colibaș, raionul Cahul, care se pot mândri cu piesele lor vestimentare care au făcut în conjurul lumii. Constantin Cojan își amintește că în copilărie toți membrii familiei erau implicați în confecționarea cojoacelor. Dragostea față de această meserie este transmisă prin moștenire de la tată la fiu. Eu când m-am trezit în viață, când am deschis ochii așa, împrejurul meu am văzut numai pelicelii, bondiții, căciuliți. Tatăl meu, da, era un mare meșter. Eu aveam și frate mai mari, da, care tot ajutau tata. Și surori mai mari, deci toți erau implicați în lucrul acesta. Chiar când m-am cerut să fac, fratele mai mare îmi spunea, măi Costică, mă mai liniștește, nu te ceri, că pe urmă ai să te pedepsești, ai să te înveți, le faci, da, și n-ai să fii bucuros de atâta lucru încărcat ce-ai să fii, da. Soția meșterului, Elena Cojan, este și ea meșter popular. Căsătorindu-ne împreună, dar eu eram de fapt de după Colț, adică aproape în Mahala. Am terminat studiile, am venit la lucru în sat ca profesoară de fizică-matematică, iar în familia lor toți lucrau cu jucăria. Și pe lângă de și aici mai ajutam, acolo mai dădeam câte un sfat. Pe timpuri, meșterii prelucrau pieile folosind o metodă casnică, cu tărâță și borș acru. Astăzi această tehnologie nu se mai practică. Există metode mai noi de prelucrare a plăniței de oi. Tatăl meu și eu când în tineret prelucram de la orice animaluz, da. Fie vulpi, fie iepuraș, fie bizam, fie borsuc, toate cele. Tatăl meu prelucra și pelicele de urs. După sacrificare, eu le conservez, eu le usuc, da. Și pe unul merge procesul, vreau zic, de prelucrare a lor. Merge tăbășitul, ne-a mai modernizat și noi. Lucrăm după ultima tehnologie. Peile la noi se primesc destul de fine, da, și sunt rezistente și la frig, și la căldură, și la umezal, și la uscătură, da, sunt rezistente. Deci, știu și la spalat. O parte din pelicelile bune noi le vopsim. Înainte, bondițele tradiționale nu se vopseau, erau albi. E tot așa, e prelucrată după ultima tehnologie. Noi când o vopsim tocmai la 70 de grade, e rezistă. Ei degrăsat 100%, da, toate chimicatele din trâns sunt spalate, scoase, da? N-are miros, n-are nimic, dar e destul de călduț. Ce vreau să spun, care e diferența între pelicica de oiță și cea de miel? Cea de miel e destul de fină, da? Firul de lână e de 3-4 ori mai subțire ca firul de lână de oaie matură. Și e mai des de 3-4 ori. Da. Și de atât e foarte bine. Când stai la calculator 5 minute, dar de fapt 3 ore jumate, așa e bine pe dânsa. Bundițele de oaie sunt lucrate manual de meșteri. Aplicațiile făcute pe pielicele sunt alese cu grijă și reprezintă ornamente tradiționale moldovenești. O gamă de elemente care se pun pe bundițe. Pentru copii, pentru femei, pentru bărbați. Sunt prelucrate din piele naturală, deci neagră, albă, făcute toate cu mâna. Pentru confecționarea căciulilor, meșterii procură pieile de caracul, o rasă de oi ce crește la nordul Moldovei. Înainte, pe timpul, prin purtarea lui de căciulă, se cunoștea statutul omului. O căciuliță de asta, mai cu brâu, mai cu zăgărac, nu o purta oricare. Putea să fie un profesor sau un primarul, notarul, în căciuliță este reprezentat ceva. Atât cojoacele, cât și căciulele sunt la mare căutare și nu vor ieși niciodată din modă, cred meșterii. Cineva mi-a zis că eu am haine de tot felul, dar prefer să ies în oraș în bondiță națională, numai decât trecătorii întorc ochii și mă admiră și eu mă simt foarte comod în treză. Obiectele vestimentare create de soții Cojan au făcut în conjurul lumii. Lucrările noastre au ajuns în Milan în 2015. Deci în Kiev, Odessa, București, Istanbul, chiar la o întrunire a țărilor din bazinul Mării Negre, am fost invitat cu lucrările mele. Eu nu știu dacă este meridian sau paralel pământul ăsta ca să nu fie lucrările noastre acolo. Meșterii ne-au mai spus că foarte mulți clienți procură bondițele și căciulele pentru portul de zi cu zi.
Iar ceea ce îi bucură pe maieștrii blănurilor de oaie este faptul că tot mai mulți tineri se reîntorc la valorile tradiționale și solicită articolele confecționate de ei.